Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Tema pe care doresc să o abordăm astăzi în dialogul emisiunii Credință și Cultură este una care s-a anunțat și se anunță a fi tema cea mai importantă de dezbatere în societatea civilă românească. Este vorba de marea temă, insuficient dezbătută, din păcate, până acum, a referendumului pentru căsătorie. Ne propunem ca astăzi, în dialogul pe care vi-l oferim, să aducem la lumină fața nevăzută, din păcate, de către foarte mulți dintre dumneavoastră, a acestui demers fără precedent în istoria societății civile din România. Este pentru prima dată în istoria noastră când aproape 3 milioane de cetățeni semnează în cunoștință de cauză pentru un lucru extraordinar de important, protejarea familiei și a copilului. În fond, despre asta este vorba când ne gândim la nucleul acestei acțiuni civice extraordinare, care este referendumul pentru căsătorie. Așadar, aceasta este tema, evident din ea se vor desprinde și alte subteme, aspecte inclusiv juridice pe care invitații mei de astăzi vor putea să le limpezească. Alături de mine se află distinsa doamnă avocat Ana Corina Săcrieru, căreia îi spun din suflet bun venit în emisiune. Bine v-am găsit. Alături de noi se află președintele Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie, domnul Mihai Gheorghiu. Bine ați venit, domnule Gheorghiu. Sunt realmente încântat să vă am alături, sunt privilegiat chiar să vă am împreună alături și mai ales pentru faptul că ne aflăm în fața unei teme atât de importante, atât de generoase. Timpul începe să nu mai aibă răbdare, deja s-au scurs aproape 2 ani, nu, de când inițiativa Coaliție pentru Familie a răzbătut în spațiul public. Inițial a suscitat foarte mult interes. Ulterior, pe măsură ce timpul a trecut, personal am receptat lucrul acesta, am perceput o evitare în spațiu mediatic, din păcate, a acestui subiect extraordinar de important. Televiziunile noastre sunt preocupate, după cum vedem, de orice fleac politic, de orice subiect care ține de cancan, mai puțin de teme menite să articuleze o conștiință civică în România, teme extraordinar de importante pentru fiecare dintre noi. Una dintre ele este referendumul, de aceea ne-am întâlnit astăzi să discutăm în legătură cu problematica acestei acțiuni civice. M-aș îndrepta mai întâi spre dumneavoastră, distinsă doamnă Săcrieru, și v-aș întreba cu ce sentiment v-ați implicat atât de profund în această acțiune civică. Sunteți o prezență foarte luminoasă, cu un discurs extraordinar de limpede. Este exact ceea ce avem nevoie în acest context, pentru că mulți dintre adversarii referendumului, deși sunt o minoritate absolută, pledează uneori cu argumente așa zis juridice împotriva acțiunii Coaliției pentru Familie. Presupun că asta v-a contrariat foarte mult și ați simțit nevoia, în calitate de profesionist în zona jurisprudenței, să vă implicați. Așadar, cum percepeți acțiunile adversarilor Coaliției pentru Familie, dacă ei se bazează cumva pe vreun argument valid, și ce aveți dumneavoastră să le transmiteți unor asemenea oameni, nu spun personaje? Da, și inclusiv termenul adversar l-aș evita, pentru că nici Comitetul de Inițiativă Cetățenească, inițiatorul acestui demers, și nici Coaliția pentru Familie nu au adversari, părerea mea. Și este o părere nu doar ca persoană, ci este o părere de profesionist în acest domeniu. E o nuanță foarte binevenită. Mă foarte bucur că ați făcut-o. Da, pentru că acest demers este unul esențialmente constructiv. Este un demers 100% juridic, de copiere a ceea ce există în Codul Civil ca definiția căsătoriei în Constituție. Acesta fiind obiectul demersului, el nu poate avea adversari. Pentru că a te poziționa ca adversar împotriva acestui demers înseamnă să fii adversarul voinței juridice reflectate în Codul Civil, voinței juridice a poporului român, așa cum este ea reflectată în Codul Civil. Deci înseamnă să fii ridicol.
până la urmă. Da. Calificări de la această poziționare pot fi multiple. Eu v-am spus doar din punct de vedere strict obiectiv. Da? Acum, întrebarea dumneavoastră este foarte frumoasă. Ce m-a mânat pe mine în această poveste atât de importantă? Pentru că, după părerea mea, este cea mai importantă poveste a noastră ca neam, ca popor. Pentru că este vorba despre ființa noastră, despre cum ne percepem noi ca ființă. Și ce m-a mânat pe mine, vă spun sincer că, deși am crezut inițial că, eu știu, copiii sunt cei care m-au motivat, în realitate să știți că ceea ce m-a mânat a fost durerea și tristețea pe care mi-o stârneau dezinformările. Acela a fost momentul în care am realizat că adevărul trebuie spus în termenii cei mai tehnici, cei mai juridici, cei mai neutri, dincolo de implicarea personală a fiecăruia dintre noi. Adică trebuie să recunosc că ceea ce m-a motivat a fost încălcarea gravă a adevărului, dezinformările, manipulările, faptul că nu exista un contraargument pertinent care să susțină adevărul. Și după aceea și motivarea personală legată de copiii acestui popor. Pentru că știți, poate părea așa foarte, nu pompos, dar nu este pompos. De binele copiilor mei depinde și, sau binele copiilor mei depinde și funcție de copiii din jurul lor. Și atunci e foarte important acest aspect. Am observat ceva, ce evident și dumneavoastră ați observat, în orice discurs public stârnit de subiectul de care ne ocupăm și noi acum, lipsește referirea, când e vorba de modificarea ușoară a acelui articol din Constituție 48 aliniatul 1, referirea la copii. Exact. Mi se pare scandalos, pentru că este o evitare deliberată, probabil, ca să nu fie adus în față argumentul cel mai substanțial al acestui demers. Și pentru cunoștința tuturor celor care ne urmăresc, vreau să dau citire articolului 48 aliniatul 1 din Constituție în varianta propusă spre modificare. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. În această formulă completă trebuie luat acest articol și pe el trebuie purtată discuția. E vorba deci de îngrijorarea unei majorități din această țară în legătură cu posibila destrămare până la urmă a celei mai importante zone lăuntrice dintr-un spațiu social, care este familia. Domnule Gheorghiu, stimata doamnă avocat a spus că nu-i putem numi chiar adversari pe cei care se opun demersului Coaliției pentru Familie. Ei se poziționează evident diferit față de noi. Ce-i mână pe ei în această luptă, v-aș întreba pe dumneavoastră, care v-ați confruntat de multe ori, inclusiv în discuții publice, cu aceste persoane. Vi se pare că sunt îngrijorați ei de soarta copiilor din această țară? Eu cred că e vorba de o răsturnare de proporții istorice a fundamentelor civilizației europene creștine. Eu cred că este o agendă extrem de bine orchestrată. Aici nu vorbim despre o minoritate care n-ar avea drepturi și care s-ar simți, mă rog, într-un fel sau într-altul, victima unei nedreptăți. Această modificare a Constituției nu se referă în niciun fel la vreo minoritate, nici ideologică, nici de altă natură. Iar se referă la noi și are drept scop protejarea în fața unui abuz de proporții. Comis deja în alte țări. Nu vreau să intru aici în amănunte ideologice, de natură culturală. Nu e, să zicem, obiectul imediat al dialogului nostru. Dar noi suntem cei sub asediu. Civilizația noastră este cea care se află sub asediu, înțelegerea noastră a umanului se află sub asediu și sub un asediu ideologic de o magnitudine, repet,
fără precedent în istoria civilizației europene. Este o revoluție culturală cu mijloace pașnice. Arhetipul acestei revoluții culturale este revoluția culturală chineză, care avea patru scopuri fundamentale. Să distrugă cele patru lucruri vechi. Vechile obiceiuri, vechile credințe, vechile tradiții și religia. Vă referiți la așa zisul mare salt înainte este din China? Este ceea ce a urmat marelui salt înainte, care s-a soldat cu omorârea peste 45 de milioane de chinezi. Este vorba de epoca dintre 1966 și 1976, în care această revoluție culturală și-a propus spălarea minții populației Chinei, reeducarea totală a poporului pentru noile valori. Această apetență pentru nou, pentru paradisul mundan, este ceea ce mână orice revoluție. Ne aflăm, practic, în fața unei revoluții. Dar, ca să nu fim acuzați de, mă rog, abstracțiuni și prețiozitate, aș vrea să le transmit tuturor celor care ne ascultă că este vorba de noi înșine, este vorba de copiii noștri, este vorba de părinții noștri, este vorba de ceea ce este în profunzime ființa noastră. Noi nu putem lăsa ca o minoritate să normativizeze un anumit comportament. Fiecare e liber să facă ce vrea. Fiecare e liber să închine cărui zeu sau cărui idol dorește. Mă bucur că spuneți asta, întrucât știți care sunt pseudo-argumentele. Prin această modificare a articolului 48 se lezează niște drepturi, da, utopice drepturi ale unei minorități. De fapt, e o mare minciună, nu se lezează niciun drept. Este o mare minciună, dar e o minciună care este propagată la ora actuală de aproape toată presa mainstream. Dar mă reîntorc la acest apel pentru că e foarte important să înțelegem că modificarea unei definiții, legalizarea, posibila legalizare a căsătoriei homosexuale, nu este o chestiune care privește pur și simplu o minoritate, iar Coaliția pentru Familie nu este, cum spun, vezi, Doamne, o sectă care se opune unei alte secte. E o chestie între unii care sunt îngrijorați, alții care sunt și ei îngrijorați de pe altă parte. E o chestie care ne privește. E mult prea specioasă. Nu. Ceea ce noi încercăm să facem este să apărăm propriile noastre fundamente de existență în cotidian. În momentul în care ansamblu, sistemul constituțional, sistemul juridic se schimbă, în momentul în care căsătoria e definită, așa zicând, pentru toți, inclusiv pentru persoanele de același sex, avem de a face cu schimbarea întregii noastre vieți. Tot aerul din jurul nostru se schimbă, totul se schimbă, pentru că primul pas după o astfel de legiferare este adopția de copii, da? În aceste cupluri. Toate precedentele pledează pentru asta. Al doilea, să ne uităm la Franța, să ne uităm în alte țări, să ne uităm la Marea Britanie, să ne uităm la Suedia, să ne uităm la Irlanda, mă rog, în sfârșit, în toate aceste țări. Al doilea pas este blocarea minții copiilor noștri prin sistemul educațional. Să ne uităm, și e foarte important, extrem de important, proiectul de lege depus în vară de Podemos, un partid anarhist, bolșevic, trotskist, vazi-comunist din Spania, ți se taie respirația. Și o să vă spun câteva lucruri. Se legiferează totul, se legiferează absolut totul. Nu ai voie să-ți exprimi nu opoziția, mirarea, rezerva asupra acestei chestiuni. Nu ai voie să îți înveți copilul să aibă rezerve în acest sens. Este legiferată educația LGBT din clasa întâi.
este legiferată amenda penală, pedeapsa penală pentru cel care are rezerve sau pentru cel care se exprimă în public. Acest proiect de lege este scris, este semnat și se află în Parlamentul Spaniei. Celebra educație sexuală în sensul promovării LGBT. Exact. Deci nu va fi o educație sexuală sau pentru sănătate, va fi o educație pentru această nouă normalitate. Trebuie să înțelegem că aceste definiții nu curg în sensul unor abstracțiuni și nu curg în sensul unei experiențe minore, legislative, avocățești. Trebuie să înțelegem că schimbă paradigma, ne schimbă viețile, schimbă viețile copiilor noștri, schimbă viețile părinților noștri. Nu e vorba de a accepta și de a tolera lucrul pe care îl facem, orice sau aproape orice, atitudine, credință sau mai știu eu ce. E vorba de faptul că viața noastră este supusă unui experiment. Viața noastră este supusă unui experiment ideologic, unui experiment biologic, unui experiment cultural și unui mare experiment sexual. Revoluția sexuală, așa cum este procesată de aceste cercuri, de aceste minorități ideologice, înseamnă o imensă reeducare la nivelul întregii civilizații europene. Noi suntem sub asediu. Capacitatea noastră de a ne exprima credința, convingerile, este pusă la zid. Deci acest proiect de lege din Spania ne arată care este viitorul. Oamenii nu trebuie să stea pasivi la acest lucru, pentru că acest viitor înseamnă mâine pentru România. Înseamnă mâine. Dacă un astfel de proiect de lege trece în Parlamentul Spaniei, el va fi fanion pentru întreaga Europa și pentru întreaga această revoluție culturală. Trebuie să ne trezim, trebuie să înțelegem că cei care sunt activi în această mișcare civică, în acest apel la conștiință, în această mărturisire de credință, pentru că asta este. Sunt doi piloni aici. E o mărturisire de credință pentru Hristos și este un act de suveranitate al poporului român. Nu poți să faci legi în acest domeniu pentru un popor fără să-l consulți. Nu putem trece prin experiența Franței sau prin experiența Spaniei. Aici nu e vorba de pensii, nu e vorba de TVA, nu e vorba de mai știu eu ce. E vorba de însăși viața noastră. Asta este atacat. Viața noastră și a copiilor noștri. Oricine nu reacționează la acest lucru, la acest pericol, eu nu știu la ce mai poate reacționa. Tot ce a spus este tulburător. Realmente, deși știam lucrurile despre care ați vorbit, reauzindu-le acum, sunt foarte tulburat. Sper că, sau cred că oricine, ascultându-vă și verificând ce spuneți, nu e vorba de a vă crede neapărat pe cuvânt, nu poate fi decât adânc tulburat. Aș mai adăuga la lucrurile enumerate de dumneavoastră încă un efect incredibil care se consumă în unele țări în care LGBT-ul și-a impus politica. Faptul că unele state au ajuns să constrângă bisericile din statele lor să oficieze căsătorii homosexuale. Este cazul unora dintre țările nordice. Este cazul inclusiv al Germaniei, unde un părinte este condamnat la închisoare pentru că nu-și lasă copilul să frecventeze ore de educație sexuală pro-LGBT și așa mai departe. Doamna Săcrieru, din câte mi-amintesc eu, problema drepturilor omului a fost pusă cronologic în istoria europeană în mai multe registre. Inițial, cred că nu mă înșel, a fost pusă mai întâi în zona economicului, apoi în zona politicului. Cred că acum asistăm la o deplasare a discuției despre drepturile omului exclusiv în zona ocupată de LGBT. Așa mi se pare, pentru că aflu că în America, în Canada, dacă îți exprimi rezerva față, doar rezerva, pur și simplu față de această politică de impunere a unei dictaturi, a unei minorități, ești privit imediat ca un paria, ești eliminat dintr-o funcție dacă îți exprimi aceste rezerve, adică s-a ajuns la o reacție socială deja extraordinar de gravă.
Aș vrea să vă întreb dacă aceste drepturi ale omului puse în contextul despre care vorbim justifică în vreun fel aceste zvârcoliri pe care le au reprezentanții unor ONG-uri în legătură cu demersul Coaliției pentru Familie. Mă întreb dacă n-ar avea interesul pe care l-a descris domnul Gheorghiu, acela de a ocupa scena drepturilor omului, de ce nu s-au zvârcolit când a fost modificat codul civil? De ce nu atunci televiziunile nu au organizat discuții legate de aceste așa zise drepturi? Pentru că în codul civil, înțeleg, după 2000 s-a introdus formula căsătoria este unirea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Da. De ce abia acum se zvârcolesc acești oameni? Să știți că și atunci a fost o operațiune care se intitula nici mai mult, nici mai puțin decât operațiunea Opriți codurile. Pentru că ceea ce se contraargumenta la acel moment, dar n-a avut eficiență, n-a avut relevanță juridică față de voința juridică din Parlament, a fost că odată se stipula în mod clar, expres, căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie, se interzicea recunoașterea în România a căsătoriilor, a uniunilor efectuate oficiate pe teritoriile altor state, deci în mod expres acest lucru, și nu se legaliza ceea ce la noi în țară nu este legalizat, parteneriatul civil. Parteneriatul civil în general, heterosexual și apoi homosexual. Împotriva acestor lucruri, aspecte, s-a desfășurat o campanie foarte, susținută, chiar ăsta e termenul, susținută, împotriva acestor aspecte juridice, dar, repet, pentru că dreptul, pentru că norma juridică e vie, reflectă mentalul nostru colectiv, ea nu este doar expresia voinței poporului român, este și expresia mentalității, concepției de viață. Pentru că reflectă această concepție și această voință, acele campanii susținute nu au putut înfrânge mentalul nostru și mentalitatea noastră și concepția românească de viață, astfel încât juridic ea este oglindită cum trebuie, firesc, potrivit. Am ajuns să fim acuzați că promovăm o mentalitate hiperconservatoare. Cu alte cuvinte, dacă rămâi doar la varianta căsătoriei bărbat-femeie, menită evident să aducă la lumină și copii, printre altele, ești catalogat ca hiperconservator. Știți cum există o voluptate a etichetelor în spațiu public românesc la momentul de față? Asta e părerea mea. Este subiectul care pe mine mă fascinează pur și simplu. Și de la o etichetă pusă de genul acesta, că mentalitatea asta este hiperconservatoare sau tradiționalistă sau eu știu cum, se ajunge să etichetezi un popor întreg. Acest lucru este inadmisibil. Acest lucru este inadmisibil. Apropo niciodată în istoria, niciodată în istoria lumii, poporul n-a fost dușmanul statului. N-a fost. Deci această mentalitate, această abordare de a eticheta, de a cataloga, de a scoate în afara granițelor firescului unei societăți, de a scoate ce? Conținutul acelei societăți, adică poporul. Acesta este un lucru inadmisibil pe care autoritățile din România nu-l pot tolera. Iar o atitudine de genul tăcerea, ignorarea, adică ceea ce se aplică acestui demers la momentul de față, soluția este să fie ignorat, așa se apreciază. O astfel de soluție este doar aparent viabilă. Pentru că niciodată, repet, în istoria unui popor, o astfel de soluție n-a rămas fără consecințe răvășitoare pentru cel care a aplicat-o. Statul nu poate ignora temeiul existenței lui, adică poporul. Nu poate ignora acest lucru. Autoritățile din România nu pot tace la nesfârșit în fața unei voințe exprimate mai limpede ca oricând. Și mai e ceva, datoria fundamentală a statului este să asculte inclusiv vocea poporului. Da, iar consecințele care se numără sunt consecințe foarte importante.
Adică dacă aparent acum ar părea că n-are nicio importanță, că soluția este ignorarea acestui demers, consecințele se vor număra. Și se vor număra nu doar la nivelul, cum să spun eu, firescului într-un stat. Adică nu înseamnă că nepoții mei vor învăța la școală nu știu ce, sau copiii mei, eventual. Nu. Se vor număra la nivelul chiar personal al celui care crede că din perspectiva unei autorități poți ignora legea, poți încălca o obligație legală, cum este, de exemplu, obligația acum în vigoare, perfect în vigoare, de organizarea unui referendum, urmare voinței milioanelor de români care solicită lucrul ăsta. Așadar, există o lege foarte limpede din care reiese... Articolul 6 din legea referendumului, în vigoare, deci nu vorbim de cea care este propusă a fi modificată de către un partid și contestată de celălalt partid la Curtea Constituțională. Deci nu vorbim despre proiectul de lege, ci vorbim de legea în vigoare. Legea în vigoare prevede obligativitatea organizării referendumului odată ce Curtea Constituțională a avizat, și reamintim spectatorilor care a avizat de mai bine de un an de zile, da? Deci iată un an de zile de tăcere instituțională raportat la un demers avizat constituțional. Este incredibil și inadmisibil din punct de vedere al ordinii de drept într-un stat. Ce credeți că provoacă această tăcere, domnule Gheorghiu? E un subiect de reflecție. Într-adevăr, a trecut un an de zile de când Curtea Constituțională a validat fără niciun fel de rezervă constituționalitatea demersului Coaliție pentru Familie. Un an de tăcere. Abia în vara aceasta, acum în toamnă, au fost reluate discuțiile organizării referendumului. Da. Este o experiență, aș spune, dramatică prin care trecem, pentru că vedeți, s-a instaurat această regulă a democrației fără demos. A democrației fără exercitarea drepturilor suverane ale poporului. Sigur că logica democrației reprezentative este aceasta, ne alegem parlamentarii, în Parlament sunt discuțiile, dezbaterile, dar uneori poporul trebuie să își găsească resursele de a apela la propria exercitare a suveranității. Referendumul este înscris în Constituție ca exercitare a suveranității. Sunt două modalități, alegerile pentru Parlament și referendumul. Atunci când simte că garanțiile sale de viață, garanțiile sale de existență în limitele firescului, în limitele ceea ce înseamnă uman, pot fi puse la îndoială. Și ne aflăm în această situație. Pe de altă parte, să spunem că e corect să spunem și lucrurile acestea, toate partidele politice, cu o singură excepție, suicidar politică, după părerea mea, și-au exprimat acordul și adeziunea pentru organizarea referendumului. Da, vedeți, e o modalitate de a-ți exprima acordul, dar de a-ți amâna voința. Da. Toți suntem de acord că, mă rog, aerul e transparent, dar trebuie să și vedem dacă există, mă rog, o consecință practică a acestor angajamente. Pe 9 mai, într-adevăr, în Camera Deputaților s-a votat acest proiect, a fost și acolo o întreagă dezbatere în anumite grupuri politice care primeau alte indicații. Foarte, foarte, foarte greu. Și dovadă că în această toamnă, în ciuda, declarațiilor iarăși de bună intenție, ne aflăm într-o buclă de amânare și trăim din aceste perpetue bucle ale amânării. Mai recent, totuși, s-a discutat de organizarea sau despre organizarea acestui referendum în această toamnă. Da. Aveți niște informații mai precise pentru telespectatori în sensul acesta? Vedeți, nu, și dialogul cu partidele politice este un dialog complicat, plin de amânări, plin de ambiguități, de
Ceea ce înțelegem noi din ceea ce ni se mai transmite este că referendumul ar putea să fie în această toamnă, iar condiția, mă rog, noastră este una absolut firească. El trebuie să fie într-un calendar fezabil. Deci dacă îl punem pe 23 decembrie, avem sigur probleme. Eu cred că referendumul trebuie să fie cel mai târziu în ultima decadă a lunii noiembrie. E un lucru perfect posibil la ora actuală. După decizia curții, după ce se pronunță Curtea Constituțională, practic Senatul nu mai are niciun impediment de a pune-o pe ordinea de zi. Vreau să vă spun că la ora actuală proiectul nu se află pe ordinea de zi a Comisiei Juridice, ceea ce înseamnă amânare, sine die. Deci poate fi pus imediat pe ordinea de zi a Comisiei Juridice, poate primi raport și se duce la plen. E o chestiune care nu poate să dureze mai mult de o săptămână. În urma votului din plen, nu va mai fi nevoie de mediere. E clar că ne aflăm atunci cu acel vot, cu ziua acelui vot, plus încă 30 de zile, aflăm data convocării referendumului. Bun, deci avem toate premisele ca acest referendum, care este și firesc și necesar, să și fie organizat constituțional și legal, să fie organizat în această toamnă, în 12 noiembrie sau 19 noiembrie. În fond, românii votează de foarte mulți ani în această lună. E o obișnuință. Da. Dar ceea ce este fără... Ceea ce, mă rog, este absolut de neînțeles este această rezistență majoră a mass mediei, să zicem așa, mă rog, mainstream, oficiale, mă rog, ceea ce înțelegem prin canale care au o mare suprafață. Unde sunt invitate doar persoane, exact, care nu sunt de acord cu referendumul. Deci eu nu cunosc în 27 de ani inițiativă și grup de oameni, grup de organizații, mai nou o mare platformă civică împreună care s-a constituit, din peste 400 de organizații și peste 1000 de intelectuali din toată țara. Deci nu cunosc grup, inițiativă și grup de oameni și de organizații mai pus la zid, mai de netolerat în studiourile televiziunilor din România. Care și în același timp mai reprezentativ. Da, care tolerează orice, dar nu tolerează Coaliția pentru Familie, nu tolerează Comitetul de Inițiativă Civică, nu tolerează pe nimeni. S-a încercat chiar demonizarea Coaliției pentru Familie, care este privită când dintr-o parte, când dintr-alta, scoțându-se la lumină în aceste discuții lucruri elucubrante. Deci este o cenzură pe care numai dacă Comitetul Central al Partidului Comunist Român ar renaște, s-ar putea realiza în această țară. Este o alianță în a cenzura acest demers de neimaginat. Cum se poate ajunge? Cum s-a ajuns la acest lucru? Am putea, evident, avansa o discuție și în acest sens. N-avem timp acum. Interesante sunt, doamna Săcrieru, interesante pentru unii, pentru noi mai puțin, așa zisele argumente, inclusiv de natură juridică, pe care le aduc acești ONG-iști de serviciu, care nici măcar unii dintre ei nu reprezintă comunitatea homosexuală din România, am observat. Sunt exclusiv niște personaje care își arogă cumva, își asumă reprezentativitate pentru o anumită comunitate. Un argument, mi-amintesc, e legat de articolul 152 din Constituție, conform căruia nu se poate opera nicio modificare constituțională dacă se lezează anumite drepturi și libertăți. Acesta e un așa zis argument. Sunt și o să vă rog acum să răspundeți. După care, mi-amintesc, se invocă faptul că CEDO ar fi de acord să acorde statutul de familiști, inclusiv persoanelor homosexuale. Mai sunt și altele. Aș vrea să ne aduceți la lumină argumentele cu adevărat juridice în acest sens. Da. Aceste ONG-uri, care sunt foarte puține la număr și care, exact cum bine ați sesizat, pe de o parte nu reprezintă societatea civilă,
Da? Nici n-au cum, pentru că v-am spus, societatea civilă, așa cum a spus și domnul Gheorgheu, are reprezentativitate imensă prin această platformă civică, apolitică, 100% juridică și culturală. Și respectiv, prin cultele religioase. Și prin cultele religioase, în primul rând, sigur. În zona cultelor religioase se regăsește societatea civilă. Deci vorbim de o lipsă de reprezentativitate atât la nivelul societății civile, cât și, cum iarăși absolut corect ați observat, raportat la comunitatea LGBT al cărei reprezentanți se proclamă un astfel de punct de vedere, pentru că, de fapt, aceste ONG-uri sau ce sunt ele, reflectă și reprezintă o ideologie. Atât. Deci ele sunt exponentul în societatea românească, a vârful de lance al acestei tentative la care poporul român trebuie să reziste, de a se introduce o ideologie, de o formulă extrem de gravă raportat la om, în sensul să schimbe copilul, că dacă schimbi copilul, automat ai schimbat viitorul om. Iar faptul că folosesc mijloace nu doar din media, ci și mijloace, așa zis, juridice, este un argument esențial pentru scopul urmărit. Și anume, acest vârf de lance al unei ideologii să ajungă în norma juridică. Deci, dacă am putea să ne dăm doi pași în spate și să vedem așa scenariul acesta la maniera cum el se realizează, respectiv, vine un reprezentant, așa zis reprezentant al societății civile, cu o propunere, care ea de fapt este reflexia unei ideologii și argumentele în susținerea acelei propuneri sunt juridice, atunci trebuie să fii, foarte dezinteresat vis-a-vis de realitatea în care trăiești, ca să nu realizezi că ceea ce se urmărește este aducerea în spațiu juridic, în norma juridică, în lege, a acelei ideologii. Adică, în final, consecința, schimbarea copilului, pentru ca în final să ai un viitor adult altul decât ești tu acum. Exact. Și de aceea, pentru a folosi, am simțit nevoia acestei introduceri la întrebarea dumneavoastră foarte concretă, care sunt dezinformările. Și de aceea folosesc dezinformări juridice. Și de aceea am simțit nevoia să argumentăm cu adevărul juridic. E firesc. Da. Una din dezinformări este că s-ar restrânge drepturile omului. Este fals. Este o dezinformare gravă și spun că e gravă pentru că încalcă un considerent al deciziei 580 a Curții Constituționale, care spune foarte clar, prin acest demers nu se restrâng drepturile altor persoane pentru două argumente esențiale. Pentru că nu există un drept al unei alte persoane în sensul în care se precizează. De altfel, vă rog să remarcați exprimarea vagă. Se restrâng drepturile. Nu există așa ceva într-un limbaj juridic. Într-un limbaj juridic, în paradigma juridică, spui concret ce articol se încalcă. Bineînțeles. Da? Deci se restrânge dreptul prevăzut de dispart cu tare. Dar pentru că este doar o dezinformare, doar o gogoașă, dacă îmi iertați termenul, atunci se evită și se spune vag. A doua dezinformare este că s-ar încălca practica CEDO. Nici vorbă, nimic mai fals. Practica CEDO este constantă în a spune două lucruri. Unu, nu există nicio obligație a statului de a reglementa într-un sens sau altul căsătoria. Adică nu poți opri un stat nici să legalizeze căsătoria între persoane de același sex, dar nu poți opri un stat nici să stabilească o definiție a căsătoriei în sensul tradiționalist. Exact asta e termenul pe care îl folosește Curtea, dacă nu mă înșel, într-o decizie din 2003, în care spune că importanța sensului tradițional al căsătoriei este atât de mare încât nu se poate vorbi de restrângerea drepturilor altor persoane. Și spune Curtea în acord nu doar cu Declarația Universală a Drepturilor Omului sau cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, spune în acord cu spune mentalitatea poporului respectiv, concepția de viață, suveranitatea statului respectiv, care are dreptul, are suveranitatea să-și definească așa cum consideră el căsătoria.
Da? Deci această practică a Curții Europene, pe care oponenții demersului nostru o văd ca o citesc pe jumătate, respectiv citesc prima jumătate a fiecărei decizii, în care Curtea spune, domnule, există posibilitatea pentru un stat să reglementeze căsătoria între persoane de același sex. Dar nu citesc și partea a doua, respectiv, dar nu există această obligație. Statul fiind suveran în a-și defini căsătoria așa cum consideră el. Cu alte cuvinte, organismele europene lasă la latitudinea statelor definirea căsătoriei. Exact. Nu este mai puțin adevărat însă un alt aspect care decurge din practica atât a Curții Europene cât și a Curții de Justiție Europeană, respectiv că, deși definiția căsătoriei este lăsată la latitudinea statului, este recunoscut dreptul oricărei persoane de a avea identitatea de gen pe care el o consideră, în care el se identifică, Curtea calificând acest aspect, și aici ajungem la încadrarea noastră, că acest demers privește ființa noastră. Știți cum califică instanța europeană acest drept al omului de a se identifica în genul în care el se identifică, nu în genul în care s-a născut, deci nu în datul biologic în care a venit pe lume, ci în ceea ce el se identifică ca un gen. Ca gen. Îl califică drept un aspect care ține de profunzimile ființei umane. V-am citat. Interesantă formulare în zona juridică. Este foarte interesantă pentru că ea ne dă măsura mizei. Dacă a respecta identitatea de gen a unei persoane ține de a-i respecta profunzimile ființei ei umane, și eu, ca orice cetățean, admit că trebuie să respect legea, la noi în țară, fiind legea acest lucru, prin adoptarea, ratificarea de către România a Convenției de la Istanbul anul trecut, vă dau doar un exemplu, în paranteză, Ungaria a asistat ratificarea acestei convenții, potrivit cu care genul nu este un dat biologic, ci este un construct social, suntem genul în care ne identificăm și nu cel în care ne naștem, deci am închis paranteza. Dacă eu, ca cetățean, accept să respect legea, am în schimb măsura mizei acestei chestiuni. Dacă ea ține, dacă genul, a vă respectat dumneavoastră genul în care vă identificați, ține de profunzimile ființei umane, înseamnă că eu, atunci când vreau să-mi definez termenul de soț din Constituție sub aspectul genului, înseamnă că fac un demers care ține de ființa umană. Mulțumesc foarte mult pentru clarificările acestea. Fără precedent pentru mine, sunteți persoana care a reușit să aducă la lumină formulările cele mai limpezi, după părerea mea, când e vorba de argumente juridice pro sau contra acestui demers. Am observat că acești oponenți ai referendumului, neputând face față în zona juridică, deja cred că au epuizat încercările lor, pentru că argumentația dumneavoastră e fără fisură, ajung să invoce alt tip de așa zise argumente, evident căzute în zona penibilului, după părerea mea. De exemplu, nu e momentul acum pentru un referendum întrucât se scindează societatea românească. Sau cheltuim prea mult pentru un referendum când am putea face cu acești bani nu știu câte autostrăzi. Când auzim de asta, deja ne ducem cu gândul inclusiv la minciuna colosală spitale versus catedrale și așa mai departe. Adică argumentele acestea cum pot fi explicate, așa zisele argumente, cum pot fi explicate, domnule Gheorghiu? Bănescu, noi ca societate trăim într-o mare minciună. Trăim într-o minciună de 27 de ani. În minciuna că există democrație, în minciuna că există politică responsabilă, iar acum trăim în minciunea unei minorități ideologice care afirmă că majoritatea este retardată. Această minciună este propagată de televiziuni, e propagată de ziare, e propagată de oameni care au cuvânt în zona publică. Și e propagată așa cum se propagă lumina prin aer, e propagată prin lașitatea noastră, prin indiferența noastră, prin lașitatea intelectualilor, unii care se consideră creștini cu o suprafață publică, cu o notorietate publică, care n-au fost în stare până la ora actuală să spună o propoziție limpede și fermă
pentru a sprijini acest demers. Subscriu total la asta, e scandalos. Deci, ceea ce este mai grav decât acest atac, pe care nu mă sfie să-l calific ca atare, aș spune, dar mă opresc, nu vreau să folosesc cuvinte tari, atac ideologic fără precedent, este inapetența noastră la realitate, inapetența noastră la compasiune, inapetența noastră la a sesiza adevăratul pericol. Aici nu e vorba de 10% din pensia de peste 20 de ani, nu e vorba la că scădem cu 1 sau creștem cu 2% TVA-ul. Aici este vorba de copiii noștri și de faptul că anul viitor, în septembrie, s-ar putea să învețe că al mângâia pe fratele Vasile de lângă el este ceea ce este dezirabil, tolerabil și nu numai dezirabil și tolerabil, ci normativ. Dacă nu ți se face pielea găină, dacă nu ți se încrețește carnea pe tine, ca asta se va preda, este o problemă foarte, foarte gravă. Noi trebuie să ieșim din această complezență ideologică, din această minciună că tot ceea ce vine de dincolo este ultima creație a genului uman. Pentru că Occidentul nu înseamnă acest lucru, nu înseamnă derapajul, nu înseamnă anticreștinismul, nu înseamnă politica antiumană. Occidentul înseamnă cu totul și cu totul altceva. Occidentul e rodul culturii și exact, civilizației creștine. Exact. Putem face și noi discuții fine despre lucruri conceptuale, despre lucruri istorice, dar momentul arată că e foarte important să sesizăm pericolele reale prin aceste schimbări ideologice care nu mai sunt nici măcar subtile, nu mai sunt nici măcar, să spui, că sunt de neperceput. A nu lăsa o astfel de inițiativă să se exprime în spațiul public înseamnă că cineva a tras deja o concluzie. Cineva vrea ca să ne îndreptăm cu toții spre un anumit orizont. Deci pot să discut despre orice în spațiu public, mai puțin despre acest lucru. Cine a hotărât asta și de ce suntem îndreptați către acest orizont? Vă mărturisesc că enormitatea cea mai mare dintre toate mi s-a părut incriminarea noțiunii în sine de referendum în acest context. Mi se spune că referendumul poate fi un instrument foarte periculos pentru societate. Ce se ascunde în spatele acestei nefericite zice? O precizare. Mai avem puține minute. Da, voi fi scurt. Se spune, referendumul este populist, inutil și periculos. Cineva, un cercetător care lucrează, o cercetătoare care lucrează la un laborator al Academiei Române, ne spunea, domnule, referendumul îi va da posibilitatea lui Putin să, mă rog, miște aici lucrurile în societatea românească. Acuzații de putinism. Da. Eu aș vrea să le răspund acestor oameni cu un lucru foarte, foarte clar, că sunt minciuni, sunt, de fapt, perversiuni ale unei gândiri. A spune despre o societate ca România că nu-și poate permite un referendum pentru că nu știu cine, Putin, mama lui Putin, fratele lui Putin, cumnatul lui Putin, nu știu ce face în România, este a abera într-un mod extraordinar. O minciună pură. Înseamnă a spune că o întreagă societate trebuie să stea într-un minorat perpetu și nu poate discuta nimic. Doi, eu am fost președintele executiv al Comisiei de Acțiune România-SUA, în mandatul Constantinescu, comisie care a pus pe picioare parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Am fost, eram membru în Parlamentul României, membru al Partidului Național Țărănesc și secretar al Comisiei de Control al Serviciului de Informații Externe. Deci eu știu despre așezarea geopolitică a României. Știu care sunt interesele naționale și le-am servit întotdeauna. Faptul că tot soiul de scribi vin și afirmă aceste lucruri despre această inițiativă trebuie să înceteze, în primul rând pentru că sunt minciuni grosolane, în al doilea rând că vehiculează lucruri extrem de grave. Cum adică referendumul este nedemocratic? Cum adică referendumul induce o fracțiune în societate? Păi atunci să-l scoatem din Constituție. Exact asta este. Perfect. Asta a fost și reacția mea acum câteva zile. Păi atunci să-l scoatem fracțiilor din Constituție. E mai rău decât atât. A spune că referendumul este periculos și că trebuie să fie evitat, înseamnă a scoate din ecuație titularul referendumului, care adică nu e altul poporul. Decât poporul. Titularul dreptului deci, de suveranitate. Deci vă rog să traduceți această și eu pe autorul acestei dezinformări, celei mai grave,
pe autorul acestei dezinformări nu l-aș întreba decât un singur lucru. Dacă este român sau dacă este român, jocul cui îl face? Pentru că traducerea acestei afirmații, care în esență este politică, dar ea are haină juridică, da? Că referendumul este periculos, da? Este o afirmație politică, că este periculos și că de aceea ar trebui evitat, da? Deci iată haina juridică, această afirmație se traduce în felul următor. Scoateți din ecuația acestui demers poporul român. Doar că știți care e consecința pozitivă? Că am vorbit despre consecințele acestui tip de atitudine de a ignora, de a respinge, de a sfida poporul român. Și am spus că vor fi consecințe dramatice, răvășitoare, care se vor culege în timp. Mai ales în spațiul educațional. Dar există și o parte, o consecință foarte bună și pozitivă. Și vă dau un exemplu mai mic sub aspectul proporției, dar la fel de edificator, atunci când a fost atacată ora de religie. Care a fost consecința pozitivă? Pentru prima dată, o pătură, părinții, o pătură, da, foarte importantă, care era complet neunită între ei, da, au realizat, au conștientizat riscul, consecințele și au făcut un exercițiu de ce? De exercițiu de ceea ce lipsește la noi în societate. Un exercițiu de solidaritate. Așa încât, după prima întrebare, dacă e român sau jocul cuiului face, unui astfel de autor, al unei astfel de atitudine, asemenea sfidări, a doua chestiune pe care eu i-aș spune-o și o spun pe calea emisiunii dumneavoastră este următorul. E foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că se pare că nouă, ca societate, ne trebuie lucruri foarte serioase ca să ne facă să ne apropiem unii de alții. Iar exercițiul de solidaritate pe care îl stârnesc astfel de dezinformări, asemenea atitudini sfidătoare la adresa oamenilor, exercițiul de solidaritate pe care îl stârnește e mult mai valoros decât tristețea în sine a atitudinii sfidătoare. Și eu cred la fel și mai cred că aceste dezinformări veninoase, deliberate, deci total autocompromițătoare pentru cei care le fac, nu vor avea efectul pe care și-l doresc, întrucât lumea, România profundă, așa cred și cred că și dumneavoastră la fel, poate face distinția între adevărul care sare în ochi și minciunile camuflate în tot felul de așa zise adevăruri. Nu cred că un popor precum poporul român creștin și-a pierdut reflexul moral fundamental, acela de a fi solidar cu familia naturală, cu căsătoria firească și că va face acest pas firesc spre a veni la referendum. Până atunci vă invit din toată inima să ne mai întâlnim în această formulă, întrucât este necesar într-un context în care prea puțin vorbesc despre, repet, cea mai importantă temă de dezbatere din societatea românească actuală, vă invit să continuăm această discuție și să aproximăm și consecințele în spațiul pedagogic, în spațiul școlii, în spațiul social, bisericesc și așa mai departe, care pot să apară în eventualitatea în care acest referendum firesc și necesar nu s-ar organiza. Dar cred că e imposibil deja să nu se mai organizeze, întrucât un pas înapoi ar fi un pas profund compromițător pentru orice forță politică din România. Vă mulțumesc din toată inima pentru prezență. M-ați onorat cu prezența dumneavoastră și apreciez foarte mult mesajul atât de coerent, de rațional pe care l-ați transmis în legătură cu demersul Coaliției pentru Familie. Apropo, mai îngădui doar această paranteză, speculațiile că în spatele coaliției se ascunde BOR, cum spun unii, de parcă această biserică s-ar putea ascunde undeva, sau alte formațiuni religioase, e încă o minciună care poate fi ușor demontată, reacția firească a oricărui cult religios care evident promovează valorile creștine între care familia și căsătoria sunt fundamentale, e una cât se poate de normală. Mi se pare ridicol să fiu eu însumi întrebat de multe ori dacă biserica sprijină demersul Coaliției pentru Familie, de parcă ar putea fi altfel.
În sfârșit, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și, repet, vă dau o întâlnire într-un viitor apropiat. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui dialog și, evident, mesajul nostru al celor din acest studio și nu numai, este acela de a vă pleca cu atenție asupra problematicii pe care o propune și o impune în același timp referendumul pentru căsătorie. Între adevăr și minciună, trebuie să avem discernământul să alegem adevărul. Vă mulțumesc foarte mult!